vă salut, revin cu un nou videoclip în care aș vrea să vă prezint ultimele noutăți Matchbox, deci practic vă prezint noutățile la zi pe care le am legate de Matchbox. Acestea au fost achiziționate din țară de la noi, deci le puteți găsi și voi, în special în magazinele Auchan, aș zice eu. Așadar, să încep cu prezentarea lor. Deci, vorbim despre un Ridge Rider. Ăsta, de multe ori, l-am confundat cu o altă mașină, cu Tamer, ceva de genul, și tot timpul credeam că am mașina asta, dar se pare că nu o aveam. Pare o mașină de teren pentru deșert, ceva mașină de raliu. Are, după cum vedeți, multe acții blinde pe ea, ce sugerează acest domeniu, să zic, de raliu. Vedeți Shelty Racing. Uite, acum și observ că scrie Desert Rally. Deci m-a și dus cu gândul la acel raliu binecunoscut Paris-Dakar și am observat astfel de mașini, de aceea am făcut legătura. Se văd aici niște detalii. Nu știu dacă e o balama pentru a se deschide în spate sau nu, dar e un detaliu la această mașină. Vedeți și aici aceste găuri, ca și cum ar fi o bară de protecție găurită. Și aici la fel niște balamale sau încuietori, nu știu exact ce ar trebui să reprezinte, dar ideea e că sunt prezente multe detalii la această mașină, o privire de sus. Poate că această combinație verde cu un roșu spre roz ardinde nu prea e potrivită, dar ce pot să fac eu? E plăcută culoarea mașinii în exterior, deci acest verde, dar combinația cu acest roz nu prea e reușită din punctul meu de vedere. În spate, după cum vedeți, nu sunt detalii, din nou lipsesc, să zicem, detaliile legate de vopsirea stopurilor. Nu știu de ce nu insistă pe astfel de detalii mici în comparație cu toată operațiunea asta de a pune acții blinde și alte detalii. Nu înțeleg de ce nu pun în spate două puncte cu roșu, iar aici în față la fel, dacă nu cu vopsea, cu acții blinde. Oricum e greu de distins și la nivel de acții blinde cât de exacte sunt farurile. Deci, practic, nu prea contează, doar să pună ceva acții blinde acolo, să pară a faruri și e ok din punctul meu de vedere. Deci, aceste mici detalii poate ar trebui să le mai rafineze cei de la Matchbox, poate într-o zi, cine știe. Roțile, după cum vedeți, sunt acelea clasice, cu 6 spițe, doar că sunt vopsite cu gri. Nu sunt nichelate. Aici e mai proeminentă oglinda laterală. Sincer, nici nu înțeleg ce ar putea să fie chestia asta. Pare o chestie de tracțiune. Deci acele role pe care se tractează un cablu. Se rulează un cablu pentru a tracta probabil alte automobile. În față se vede cât de cât distinct bordul, zona radiatorului și farurile, și aceste
această apărătoare aici e prezentă, asta nu știu exact ce ar putea să fie din blister, se poate vedea că ar fi niște faruri, probabil pentru a lumina mai bine când e ceață sau poate dacă dau de o furtună de nisip, nu știu exact. Deasupra iarăși ar trebui să simbolizeze niște lumini după blister, după cum vedeți. Și cam atât despre această mașină, deci Ridge Rider. Evident, ceea ce vedeți cu verde este metal și doar ceea ce e cu roz e plastic. Evident și baza la fel este plastic. Dar e acea bază plăcută ochiului. Mie îmi place stilul ăsta de bază la mașini. Adică plasticul, materialul, mă refer la material, e ok. Cam atât. Trecem la următoarea mașină. Un utilaj. Tree Logger. Deci se ocupă cu partea forestieră. Să transporte bușteni, se vede aici niște detalii, tree service, deci din nou probabil reclamă la o firmă fictivă sau reală, asta nu știu să vă confirm, din domeniul forestier, roți, aș zice că sunt clasice, doar că gențile sunt mai aparte, genți complet din plastic, parcă pus o geantă separată, sau mă rog, o bucățică simbolizând geanta separat față de roată, deci așa pare din două bucăți roata, deci geanta parcă ar fi ceva separat, de culoare albă, din față vedeți cam cum arată, evident destul de șterse zona farurilor. Se vede totuși grilajul spre radiator destul de bine. Acest spoiler de plastic într-una cu baza și în spate la fel. Această protecție. Partea asta de utilaj e tot plastic pentru a prinde buștenii. Și doar cabina acestui automobil e din metal, dar e o culoare după cum se vede plină, luceasă, deci nemetalizată, e destul de frumoasă așa la privire. Se poate vedea puțin și în spate pe blister cam care ar fi ideea legată de această mașină. Care bucăți din copac. Și cam atâta despre această mașină. Deci o mașină utilaj, Tree Logger. Trecem la o mașină mult mai interesantă și aceasta am comandat-o la un moment dat din afara țării, într-un set de 5. Mi se pare ceva totuși mai deosebit și mai aparte față de restul mașinilor, doar că e destul de veche, zic eu. Nu știu dacă o să reușesc să vă arăt pe... Ba, aici scrie 2008, deci din 2008 a fost lansată și de atunci, aproape an de an, apare câte o ediție acestei mașini, deci în altă combinație. Cred că aș putea să vă arăt acel set. M-am întins spre ea, deci e un set mai vechi, din 2010, comandat de pe internet, dar după cum vedeți, aici e mai, arată mai bine rulota. E un verde plin, nemetalizat, în schimb, aici e acel argintiu care mie nu prea îmi place, plus masca radiatorului și farurile sunt într-una cu baza, care e acest metal destul de urât făcut, dar nu ai ce să-i faci. Și cabina,
E tot metal, dar cum vă spuneam, deci e argintiu ăsta care mi se pare cea mai urâtă culoare. E doar o părere personală, dar mie așa mi se pare. Din spate e posibil să se deschidă acest lucru. Nu știu exact. Aș putea să verific. Vedeți, vă pot arăta mai în detaliu în afară cum arată această mașină. Da, deci vedeți, e partea asta mobilă. De sus, cam cum arată în comparație cu asta. Au păstrat cam aceleași detalii. Păcat că partea asta de locuit e din plastic. Roțile sunt același stil, deci nichelate pline, nu cu spițe. Evident, mașina asta, părerea mea, arată mai bine, dar am achiziționat-o pentru că să am și individual varianta asta, oricum e plăcută ca și model în sine și merită să o am în mai multe variante. Trecem la următoarea mașină din această prezentare. Vorbim de un Ford Mustang din anul 68, dar ăsta inițial a mai apărut, cred că tot în 2016, la începutul, practic la începutul anului 2017, dar tot ca ediție din 2016, de culoare verde și avea denumirea de Mud Stanger. Vedeți că e pus acum ca și detaliu pe zona asta cu acții bilde, Mud Stanger, așa se numea înainte, acum au schimbat și au pus direct marca mașinii și modelul, dar mi se pare mai reușită ca și combinație coloristică varianta asta, în primul rând care are mai multe acții bilde și o combinație de culori mai multe, aia era doar toată verde și baza e din plastic, dar din nou e o culoare din asta plăcută ochiului pentru bază. Evident, caroseria este din metal. Vă arăt și din față niște detalii. Deci arată bine, atrage în primul rând prin modelul în sine, fiind un Ford Mustang, dar și prin coloristica pe care o are și chiar dacă e mașină de teren și aș fi preferat poate să fie mașină normală, clasică, cu roți mici, atrage pe ansamblu, vedeți și pe blister cam cum ar trebui să arate mașina, cât de cât. Ar trebui să aibă și niște faruri, văd că jos, partea asta cu albastru. În rest, niște proeminențe, fiind probabil o mașină puternică pentru aerisire la motor. Și cam atât la această mașină. Deci, încă o dată, e un Ford Mustang din 68. Și ajungem la vedeta, zic eu, a acestei prezentări. Vorbim de un Datsun 510 Rally din anul 70, deci din nou cu tematică de raliu. Puteți vedea de sus multe, multe detalii. Evident, în spate nu se văd stopuri. Clar conturate, de exemplu, cum e la acel Nissan Junior de care vă spuneam. În față e acceptabil, cel puțin e făcut în acel plastic, farurile inscripționate și cât de cât e modelat bine masca din față. Atrage mașina în sine și coloristica și acții bildele, bineînțeles, vedeți multe detalii deasupra, o roată de rezervă,
niște bagaje, aici multe reclame, o cifră tipic mașinilor de raliu, roți nichelate pline, deci fără spițe, e o culoare, se pare portocalie metalizată, se vede textura aia zdronțuroasă. Deși inițial am crezut că e o mașină vopsită cu un portocaliu plin, se vede textura aia așa, ca și cum ar fi tipică unei mașini metalizate. Deci vă pot spune că e un portocaliu metalizat, nu plin, dar arată bine mașina. Vedeți și pe blister cam cum ar trebui să arate, un rândul ăsta de faruri de sus. Arată bine, îmi place mașina și acel plastic de finețe la bază, acel gri plăcut ochiului, îmi place și baza, deci încă o mașină care ia un 9 și dacă ar fi avut aici în spate detalii la stopuri, avea un 9,50, aproape 10. Oricum, per ansamblu e o mașină atrăgătoare și mă bucur și eu că am intrat în posesia ei. Deci vorbim de un Datsun 510 Rally. Evident, toată caroseria e din metal, cred că e evident lucrul acesta. Și cam atât, o ultimă privire. Așadar, acestea au fost mașinile din această serie. Pentru orice alte informații, vă stau la dispoziție. Toate cele bune!